Există, din fericire, tineri intelectuali care au capacitatea de a-l smulge pe Eminescu, așa cum spunea academician Eugen Simion, din mâinile adulatorilor sau negatorilor. Este cazul lui Sorin Lavric. Comunicarea domnului Sorin Lavric, intitulată Noi ca și Eminescu, a punctat trei teme care apropie cele două mari spirite ale culturii române. Mai întâi, manuscrisele eminesciene, apoi felul în care Noica a văzut opera lui Eminescu în genere și, în sfârșit, posteritatea celor două nume, Eminescu și Noica. Vă oferim un fragment din prima parte a conferinței domnului Sorin Lavric. S-a vorbit deseori despre manuscrisele lui Eminescu, știți deja povestea. Noica a dus o luptă, o cruciadă de 10 ani încercând să le publice pe vremea lui Ceaușescu, n-a reușit, s-a lovit până la urmă de tot felul de bariere și cenzuri. Proiectul acela care părea irealizabil a fost realizat astăzi de către domnul Eugen Simion și colectivul din jurul său. Drept răsplată, dânsul a avut parte de o ingratitudine aproape mârșavă, știți despre ce este vorba, atacuri în presă, denunți la DNA și așa mai departe. Trecând peste partea aceasta publică, scandaloasă a manuscriselor, trebuie spus că aceste manuscrise sunt pentru cultura română cam ceea ce sunt moaștele sau, dacă vreți, icoanele de preț pentru o mănăstire. Ceea ce dă valoare unei mănăstiri, ceea ce-i dă temei, sunt mormintele, oasele de acolo, adică moaștele acelea sfinte și apoi icoanele de preț. Este, dacă vreți, precum într-o unitate militară unde drapelul de luptă este simbolul în jurul căruia se strânge ființa acelei unități militare. Când drapelul dispare, unitatea aceea poate să se auto-desfințeze. La fel se întâmplă cu o mănăstire și, într-un fel, păstrând analogia, manuscrisele lui Eminescu în viitor vor fi acel punct ferm la care ne vom raporta tot timpul când va fi să ne definim pe noi înșine. Într-un fel, sunt niște oseminte, sunt niște moaște pentru cultura aceasta. Ce anume l-a fascinat pe noi ca la aceste manuscrise? V-ați întrebat vreodată, pe semne că v-ați aruncat ochii asupra lor și v-ați autoanalizat încercând să dați un verdict propriu în privința lor. Ce anume atrage de fapt la aceste manuscrise? Faptul că dozajul acela unic pe care l-a avut mintea lui Eminescu, și anume amestecul de cultură filozofică și de talent literar, amestecul acesta genial în manuscrise devine sensibil prin scrisul de mână al lui Eminescu. Noi am pierdut această obișnuință a scrisului de mână. Ei, în manuscrise, vedem geniul lui Eminescu care devine sensibil și devine sensibil prin scrisul lui. Tocmai asta este fascinant la aceste manuscrise, că, pe de o parte, este vorba de un geniu incontestabil, dar geniul acela, precum minunea divină, capătă chip sensibil în forma literelor de mână ale lui Eminescu. Spre deosebire de tiparul creștin, unde se spune că credința, ca să existe, nu are nevoie de minuni sensibile, de semne care să o întărească și să o declanșeze, în cazul acesta al manuscriselor, nu simți cu adevărat minunea lui Eminescu decât dacă ea capătă chip sensibil. Frumoasă metafora domnului Sorin Lavric referitoare la manuscrisele eminesciene. Moaște, o seminte sfinte pentru literatura și cultura română. Ele, manuscrisele, dau seama de marile frământări ale poetului și, în fond, de marea lui poezie, cărea este proprie, ca oricărei înalte creații, reunirea organică între milenii. Un neam cu vechime milenară, dacă nu își rememorează trecutul, spunea Eminescu, își pierde identitatea. La mai puțin de 20 de ani, Eminescu lansa ideea unei epopei a Daciei, pe care să o fi continuat apoi cu toate momentele istoriei până în vremea lui. Umbrele eroice ale trecutului se regăsesc în fragmentele dramatice, unele sub formă de monolog, pe care le-a conceput Eminescu și pe care le-a prezentat în cadrul colocviului de la Putna un mare actor, Dorel Vișan. Despre monologul lui Decebal, domnia sa spune: este un monolog lung, cu foarte multe meandre, foarte multe întrebări, un monolog hamletian, shakespearian. Să urmărim monologul lui Decebal în viziunea lui Dorel Vișan. Credeți voi, romanilor, că va dura în veci puterea voastră? Așa cum v-a fuit, așa veți și cădea! O, Romo, Romo, fii blestemată, tu fata morgana crudului neam omenesc,
Fii blestemată tu, măra al discordiei în istoria omenirii! Fii blestemată și atât de tare încât spre a avea timp să-ți porți blestemul să fie eternă! Ce știu ei când vorbesc de durere? Văzut-o sau vreodată ei în fața unei vieți pierdute, sfârmate, a unei vieți de care atârnă soarta unei țări, ori nații? Oh, când privesc oglinda de metal și văd în ea un om bătrân și alb, bătrân ca o poveste de demult, aud parcă rostind copii și fete istoria înțeleaptă a unui rege, anume Decebal. Sunt eu acela? Eu? Nu mă cunosc. Acest bătrân cu iarna pe lui frunte, acest bătrân cu fața lui zbârcită, acest bătrân pe jumătate mort, acesta eu? Nu cred! Nu cred! Nu cred! De ce nu cred? Nu poate fi. N-aud departe bucium și talange. N-aud departe un popor curgând, ce fără patrie rămasă în lume. Mergeți! Mergeți! Poate cu o soartă mult mai bună vă așteaptă în lumea largă. Pământ străin primească oaselor voastre pace să le dea. Lăsați copiii și părinții voștri să doarmă duși în al Daciei pământ și împrăștiați și risipiți prin lume, purtați cu greu blestemul cel porniu. Dar lăsați ca să rămân. Poate cu o fericire mult mai mare vă așteaptă în lumea largă. Ce fericire aș mai putea avea eu, biet bătrân nebun pe jumătate? Lăsați să dorm unde-mi dor copiii și maica unde doarme. O, pământ sfânt, dacă aș putea să te sărut în caltea, tu leag în veșnic al păcii, mult mai ușor decât coroana mea. Zadarnic copilașul va întinde mâna mică spre al mamei tânăr sân și va întreba-o: unde m-am născut? Și unde este tatăl meu? Și unde este țara mea? Și unde se vorbește limba ce-mi vorbești? Că nu aud. Străină-i țara care ne dă lapte, străin pământul care grâu ne dă. Ce-i va răspunde atunci acea mamă? Sărman copil, tu patrie nu ai. A fost odată un împărat, va zice, un împărat care a murit de mult. Acela ridică în bătălie poporul tău și țara și-o pierdu. Mult a trecut de atunci, mulți ani de lacrimi. Prin secol trecem popul exilat, fără de zei, fără de țară, fără ca loc să avem unde să plecăm fruntea. Oriunde mergem, suntem venetici. Și așa vom merge noi din țară în țară, până s-a șterge și urma neamului. Și atunci va întreba acel copil: mama, ce m-ai născut? Nu-ți fuse milă? Rușine, nu, nu scârbă să naști un paria, un sclav, un neferice? Și asupra cui are să cadă toată vina, durerea unui neam întreg? Asupra-mi. Ei, și voi fi pământ nesimțitor. Ce-mi pasă ce vorbesc? Eu fug de ei. Devine-s eu că am fost ca orice om? Devine-s eu că am dorit mărire? Devine-s eu că am fost deșert și orb, cum este lumea toată?
Nu, de 1000 de ori nu! Cine mi-a spus că viața-i vis? Că gloria-i nimică? Cine mi-a spus că o pulbere suntem? Ba mai puțin ca pulberea. O umbră. La leagă în încântatul sau bătrâne, povești cumpărați și strălucire, războaiele-n poeții le-au cântat, poporul le-a cântat-o după ei. O lume m-a înșelat, o lume întreagă, chiar maica mea fie blestemată, că m-a născut și m-a mințit cu basme, chiar maica mea m-a înșelat viața. Și dacă toți m-au înșelat, de ce să nu-i fi înșelat și eu? I-am amăgit asupra vieții mele, asupra minții și puterii mele. I-am amăgit și am pierdut pe veci. Oh, minte, mârșavă unealtă, care servești ca inima să înșeli. Vrei să-mi arăți că n-am pierdut nimic, că tot ce-a fost n-a fost nimic și reato, e prea pe față și reția ta. Prea simt în mine că am pierdut o lume. Cu orice om ce l-am pierdut în luptă, o lume de speranțe am îngropat. Sunt eu? Ori nu mai sunt eu, e întrebarea. Cu ce drept mă amestec eu aici? De ce mă doare sufletul pe mine ca Daciei, țara căzut? E Decebal de astăzi, cel de ieri, este prezentul un trecut? Ce drept am? Nefericirea unui om ce același nume l-a purtat cu mine să mi-l atribui mie cel de azi? Nu bate inima în orice clipă. Nu sunt în orice clipă un alt om. În orice clipă e un altul rege. Și acest bătrân, a cărui umbră albă o văd colo metal, să fiu chiar eu, să fie Decebal, dușmanul Romei. Ce suntem noi? Ce este asta viață? Prin ce se înșiră ziua de ieri cu azi? Cum ne cunoaștem aceeași ce leagă fapt de fapt și zi de zi, când ne schimbăm, când fiecare clipă e același nume pentru un alt om? Om, care-i puterea ta? Ce face ca tu să fii? Ce face să nu te risipești în propriile-ți fapte și gândiri? Sângele acestei umbre e durerea. Toată bucuria o uităm în viață, de parcă nici n-a fost. Numai durerea ochiul deșteaptă și face să privim trecutul nostru pierzându-se în vreme, ca insule mândre în ocean plutinde, de care a vieții noastre neagră, grea, corabie, în orice clipă se tot depărtează. În urmă ne rămâne fericirea, durerea, în veci noi o ducem cu noi.